Salutare! Iată, despre aceste desene vom discuta astăzi. De ce? Pentru că unii dintre voi îmi spun că vor câteva desene mai grele de făcut, mai complicate. Probabil că se uită doar la desenele mai simple. Așadar, am să fac un review la desenele mele mai vechi aici pe Arpac by Titus. Vom discuta despre această broscuță foarte colorată, despre această acvilă făcută foarte realistic și să fiți atenți la filmulețele mai vechi pe care le voi include în acest clip și la Tomiță, la pisica care m-a inspirat să desenez acest motan, motanul acuarelă. Hai să desenăm prima dată broscuța. Acesta este clipul vechi făcut în timelapse, dar eu am desenat această broscuță cu creioane colorate și cu acuarele. De fapt, aceste creioane colorate sunt tip acuarelă. Adică în momentul în care, vedeți, eu desenez, dacă vin cu pensula cu apă peste ele, efectiv, liniile de la creion se întrepătrund și astfel ele devin ca o acuarelă, ca și o culoare. Vedeți exact cum am făcut umbra de pe bărbia broscuței. Iată, atunci, un desen mai complicat, mai greu pentru cei care vor desene un pic mai grele. Iar acesta este o poză actuală făcută. Dar haideți să vedem cum desenăm acvila. La fel, iată, cu puțină acuarelă, dau prima dată fondul bej, maro, așa, după care încep să desenez. Dacă observați, bine, în viteza cu care este făcut filmul, am la un moment dat în mână ca o carioca, ceva ca o carioca albă. Este de fapt un o unealtă de blenduit, se spune. Înăuntru este ca o cariocă, de fapt, care nu are deloc culoare. Și înăuntru este apă și efectiv prin ea curge apă frumos ca și dintr-o cariocă și eu efectiv cu ea pot să amestec firele sau liniuțele trase de creion. Iată și acesta este un desen mai complicat pentru cei care sunt curioși să vadă desene mai complicate. Și în ultimul rând, pisica noastră, cea care m-a inspirat să desenez pe motanul fără nume, care până la urmă a primit un nume de la voi, și anume acuarelă. Îmi aduc aminte, încă nu știam cum să-mi țin camera la filmare deasupra, mi-o fixam deasupra capului meu, dar observați de câte ori intram în imagine, efectiv, ca să văd ce să desenez. Da, cu siguranță am observat că și vouă vă este greu să faceți filmările de deasupra. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă rog să-mi scrieți în comentarii ce ați vrea, ce detalii, cu ce să vă ajut, ca să puteți să faceți acum așa o filmare bună de deasupra. Iată, despre aceste desene am vrut să vorbesc astăzi, ca să vedeți, dragi prieteni, cei care vă uitați, că pe acest canal găsiți filme și desene mult mai grele. Așadar, sunteți pe Arpac by Titus, vă spun la revedere, ne vedem data viitoare!